Bună ziua, dragi prieteni! Așa cum v-am obișnuit în emisiunea Viață în Armonie, aduc oameni care să ne armonizăm cu ei în viața de toate zilele. Pentru că, în primul rând, este bine să fim în armonie cu noi, evident, dar dacă nu suntem în armonie și cu cei din jurul nostru, automat se creează undeva o rupere. Și îmi face mare plăcere să vă prezint astăzi un om deosebit. Și o să vedeți de ce este deosebit. Este vorba de domnul judecător Geo Moroșanu. Bine ați venit în emisiunea noastră, domnul Geo. Bună ziua, mulțumesc, sunt încântat de descoperirea postului dumneavoastră, a persoanei dumneavoastră, doamna Gina Cosmete. Și aștept cu emoție continuarea și sper într-o colaborare frumoasă și pe viitor. Cu mare drag, domnul Geo, eu am să vă rog, pentru că așa mi se pare normal, pentru a vă cunoaște lumea, în momentul în care spui judecător, trec așa niște emoții, emoții de două feluri, una pozitivă și una mai puțin pozitivă, pentru că nu știi niciodată ce hotărâre ia domnul judecător. Ei, eu am să-l rog pe domnul Geo să ne povestească despre viața lui, și să vedeți ce fel de judecător a fost și este, că mai acum face niște chestii apropo de lucrul ăsta cu totul altfel. Nu vă imaginați dumneavoastră de ce este în stare domnul Geo. Așa că am să vă rog să începeți. Apropo, unde v-ați născut? Un moment, apropo de emoțiile eventual mai puțin pozitive, cum a spus. Așa. Pe alea le strânește mai mult procurorul, să știți, decât judecătorul. O să ne povestiți și despre asta. Dacă e o nuanță importantă și va veni vorba în toate scrierile mele și luările mele de opinie, se discută despre asta, este important. Sigur. Revenind pe linie, ca să zic așa, la întrebare, judecător, am fost într-un final de viață sau jumătatea, ultima, să zicem așa. Până acolo am fost multe alte, am avut multe alte calități. Păi spuneți-ne unde v-ați născut în primul rând. M-am născut la comuna Hangu, aici o poveste foarte drăguță, în fundul lacului Bicaz. Închipuiți-vă. La coada lacului. Nu la coada, nu la în coada fundul lacului, exact pe mijloc, dacă faci diagonala, acolo pe timpuri era așa numită Gura Hangului, era o comună cu totul specială, care avea judecătorie, spital, tot felul de instituții, inclusiv aeroport. Venea un avion utilitar pe câmpul, pe Valea Bistriței, acolo, pe un câmp, aducea medicamente sau ceva și noi, eu copil de câțiva ani și alții, fugeam ca nebunii că a venit avionul. Și toate astea am pus deja mâna aici pe o carte, le-am povestit într-o carte a mea, care se numește Curriculum Vitae 1x2. De ce 1x2? Pentru că, am zis eu, născut de mic copil, având ideea de a deveni scriitor, asta a fost ideea vieții mele, mai pe urmă, în ideea acelei educații puțin proletcultiste și chiar sovietice, pentru că m-am format în epoca aceea, am rămas cu ideea că trebuie să cunosc viața în tot felul de laturi, în toată complexitatea ei și să urmez acele universități ale vieții, cum spunea Maxim Gorki. Ce au fost părinții dumneavoastră? Tăticul era Plutaș pe Bistrița, ce putea să fie altceva? Wow, ce frumos! Plutaș pe Bistrița. O singură dată am văzut o plută trecând pe sub un podeț peste Bistrița. Nu cred că era tata pe ea, dar mai există o poveste interesantă. Când m-am născut eu, tata era în cursă, venea, adică lua pluta de pe la Vatra Dorne de undeva și o ducea până la Piatra Neamț, Bacău, unii mergeau și până la Galați. Și trecând el cu pluta pe dedesubt, pe podețul respectiv, era un vecin, un prieten de-a lui, care i-a strigat: băi, Ioane, bă, oprește pluta, că ai un dălcăuș, mă născusem eu. El nu știa, săracul, el era de o săptămână să-și pregătească pluta și pleca cu ea. Mă născusem eu și nu știu dacă a oprit pluta sau nu, că nu e așa ușor de oprit,
Dar asta este povestea și este interesantă. Iar mama, pentru că va fi și o diferență între ei, mama era și ea o femeie de la munte. Diferența dintre ei este că tata era de origine maramureșeană. Mândru meu e Moroșan, de aici numele lui și al meu și al cui mai este. Iar el avea în limbaj nu-i bai și mintenaș. Deci undeva strămoșii lui chiar veniseră de peste munți într-o bejenie în Moldova. Și era un om iute, vânos, vârtos, mic de statură, dar și bătăios și la propriu și la figurat. Mama era altfel, foarte blândă, foarte, foarte împăciuitoare, foarte calculată și cultă pentru o femeie cu 4 clase, care pe mine m-a învățat să scriu și să citesc și mi-a dat și patima cărții, era, făcea față la tot felul de discuții intelectuale cu oameni deosebiți. De aici mi se trage chestia cu scrisul, cu cultura, cu cartea și așa mai departe. Și ca să revin, între timp am făcut acele meserii multe, printre care le-am enumerat în cartea asta, sunt vreo 23. Sigur, e o șarjă aici, dar meserii oficiale și cu carte de muncă, am fost fierar betonist la șantierul metroului, am fost șofer profesionist la pădure, am cărat balastru și lemne la drumuri forestiere, am fost operator chimist la Săvina și tot câte 2 ani în fiecare loc, pentru ca pe la 26-27 de ani să mă trezesc muncitor necalificat, că așa rămăsesem, când colegi de-ai mei de liceu aveau deja diplomă de medic, de unul avea afaceri internaționale și așa mai departe. Am recuperat și eu după aceea, de la șofer, am mers la facultate de drept și de acolo jurisconsult și de acolo judecător și așa mai departe. V-au ajutat părinții? Cine să mă ajute, săraca mamă? Tata s-a prăpădit, sunt vreo 40 de ani, dar nu mai eram împreună. Au fost un divorț, pentru că v-am spus că era o mare diferență temperamentală între ei. Tata spunea că nu există. Femeia nebătută este ca moara neferecată. Wow. Știți ce e moara ferecată? Da. Eu nu știam până am căutat într-un dicționar când traduceam cartea mea în franceză. De acolo am înțeles ce înseamnă ferecat. Piatra de moară are niște zimți ca să poată să-și facă treaba, să fărâmețeze greu porumb ce este. La un moment dat acei zimți se tocesc și trebuie reșănțuiți cu o daltă ciocan, cu niște scuri. Asta înseamnă ferecarea, nu a morii, a pietrei de moară. Ei, mama n-a suportat concepția asta și la prima palmă primită a divorțat. Deci cine să mă ajute la facultate? După strămutare, că și asta e o epopee grozavă, aici, în marginea orașului, noi locuiam, eram foarte amărâți. În sfârșit, în facultate m-am ajutat singur. Între timp am practicat una din meseriile de pe lista cea de 23. Fotograf și dactilograf. Băteam cursuri la mașină pentru colegii mei, le multiplicam în 7 exemplare, că atâta se putea pe atunci, cu hârtie de aia velină, și făceam fotografii. Eu am fost fotograful tuturor 10 și 10 de ani, în ziua de azi mai puțin, că acum fiecare este fotografului. Ei, sunteți modest. Mulțumesc, nu mai practic pentru bani, pentru întreținere. Am înțeles. Așa. Modest nu sunt, că am și câteva fotografii cu care mă mândresc, dar nu... nu, să nu exagerăm. Deci mă întrețineam binișor, la limită normal, singur în facultate și... Unde ați făcut facultatea? La București. La București. Ați fost singur la părinți, nu? După 2 rateuri la admitere la Iași, m-am dus la București și bine am făcut, pentru că a fost interesant. Singur la părinți, la ore, căsătorire a mamei, căsătorie, s-a mai evit un frățior care e cu 15 ani mai mic. Mai pot să pun o meserie acolo de dedacă, pentru că eu l-am crescut, l-am îngrijit, numai țâță nu i-am dat. Mama lucra săracă la fabrica 1 Mai, la scânduri. Am înțeles. Și suntem doi, el acum e prin străinătăți cu tirul. Tot boala de șofer
pentru că eu am avut o mare damblă să fiu șofer profesionist. În cartea mea am marcat cu litere mari și cu semne exclamări. Am ajuns șofer, domnule, șofer. Prima mea meserie adevărată. V-a plăcut. Uh-huh. Școală de șofer la Roman, 3 luni la internat. Când faci lucrurile cu pasiune, atunci ies lucruri minunate. Adică zic eu că sunt tot ce e făcut din suflet, am o vorbă. Dacă mintea și mâinile creează, sufletul se bucură și crește. Atunci tot ceea ce faci cu bucurie... Și se potențează reciproc. Categoric, da. Dacă îți place, e bine. Ce vreau și să vă întreb? Organism. Domnul Geo, aveți un renume că sunteți multifuncțional. Eu am spus așa în două cuvinte. Și că aveți foarte multe, foarte multe lucruri pe care le-ați săvârșit în viață, lucruri care vă plac, pasiuni. Da. Haideți să vorbim puțin despre ele. Cea mai palpitantă și mai interesantă și mai tulburătoare a fost asta ultima de judecător, de unde n-am mai plecat cum plecam înainte, tot la 2 ani aveam fum de tren, așa ziceam noi, sau eu. Ei, de acolo n-am mai putut să plec și eram cât pe ce să-mi închei viața cu această meserie, adică să nu mai fac altceva. Dar a zis fiica mea, Maia, la un moment dat, într-o ocazie recentă, că mi-am, nu știu, nu sacrificat, dar dedicat în orice caz jumătatea vieții, apropo de curriculum vitae 1 pe 2, acestei calități de judecător, cealaltă jumătate fiind pentru scriitor. Ei, stați un pic că vreau să vă opresc acum pentru că ați pomenit de Maia. Da. Vreau să-mi spuneți cum v-ați cunoscut soția și despre viața dumneavoastră personală, despre viața dumneavoastră de familie, pentru că sunteți și acum cu Maia, sunteți o familie frumoasă. E o poveste foarte interesantă, o mătușă de-a mea de la Hangu, tanti Paraschiva lui Bârdăzeu, pe care o am pe coperta aici, coperta uneia din cărți. Va veni vremea și pentru această carte și pentru această mătușă. Avea o fotografie a unei fete de la Târgu Neamț, printr-o relație oarecare, și mi-a dat-o și am zis că mă duc să mă mărit. M-am dus la Târgu Neamț, soția mea, Maricica Cristescu se numea, era la un birou de copiat acte și eu i-am arătat acel bilețel, fotografie, nici mai țin minte. Și am zis, un bilețel era, pentru că i-am zis, vă rog să-mi copiați și mie biletul ăsta. Și de atunci, fiind și o zonă formidabilă, Târgu Neamț, tot ce înseamnă Târgu Neamț, s-a încadrat bine și am intrat într-o familie foarte mare, care s-a mai micșorat între timp, dar asta e. Și, cum v-am spus, ne-am luat. Pe urmă, a apărut fiica mea, pe care o știți bine, care este mare acum și are tot felul de talente și inițiative și colaborăm foarte frumos. Cui seamănă Maia? Ca să nu spun, apropo de tradiția sau gena asta a culturii, a scrisului, a cărților și chiar a poeziei, care pe mine nu m-a atins decât fugitiv, nu o să spun că seamănă cu mine, dar cert, seamănă cu bunicile amândouă. Bunica de la Târgu Neamț era mereu cu cărțile și cu poeziile și cu lucruri din astea. Mama mea, bunica cealaltă a ei, deci, v-am spus, era un monument de cultură, om cu 4 clase care citea mai mult ca mine totdeauna și înțelegea ce citește și purta discuții intelectuale și interesante. Și, evident, revin, ea m-a învățat primele litere, după care eu n-am mai, fiind foarte mic înainte de școală, evident, n-am mai lăsat-o până nu mi-a arătat tot. Și replică foarte interesantă pe care eu am prins-o și în cartea asta, pe lângă multe altele. Vecinele spuneau, tu, Catrină, vezi că strâși capul cochilului. Nu mai toca la cap cu nimic, eu nu o lăsam, dar am sărit de la Maia la bunici. Deci bunicile au fost modelul pentru ea. Aveți
Pe masă ne-ați adus astăzi un tencușor de cărți. Da. Aș vrea să ne vorbiți un pic despre ele în ordinea pe care le-ați scris, pentru că, repet, ați fost și mai, încă mai practicați niște lucruri despre judecătorie. Da. Să ne povestiți un pic despre asta și vreau să-mi spuneți, dar înainte de, nu știu dacă îmi permiteți, eu vă pun, vă adresez întrebarea dumneavoastră, îmi spuneți întrebați orice și eu ce s-a întâmplat cu soția dumneavoastră? Nu mai este și nu știu dacă ajută să dăm detalii. Deci nu mai este. Nu mai este. Asta vreau să spun pentru telespectatori să știe. Cine mă cunoaște cam știe istoria. A fost grefier la tribunal în aceeași branșă, ca să zic așa. O femeie foarte frumoasă. A iubit mult meseria și viața în general și să trecem mai departe. Bun. Acum vă rog să-mi spuneți, în funcție de cum ați scris cărțile, să-mi spuneți și să-mi vorbiți despre cărți și ce conțin ele. Prima mea carte, ca să zic așa, se pare că nu este aici, istoria este foarte complicată. Recent am adunat din 8 caiete jurnalul meu. Am început să țin jurnal de pe la 14-15 ani. După modelul, chiar am scris eu în față acolo, jurnalul lui Eugen Barbu. Așa mi-a venit, scria el, m-am apucat și eu. Ca să mă trezesc acum, după zeci de ani, când s-au făcut, le-am transcris, a durat 3 ani de zile să transcriu pe computer acele caiete, s-au făcut 6 volume. Primele două au apărut, deci nu pot să încep cu primele două jurnale, volume au apărut. Ăsta este volumul 1. Pe spate este o fotografie de-a mea din epoca respectivă. Deci prima mea carte, până la urmă, ar fi să fie jurnalul, care va face 6 volume în acest format, de pe cele 8 caiete, după care ar mai urma 5 sau 6 de când am început să-l țin pe computer. Lumea, eu am crezut că nu merită publicat. Ei, cine a citit a zis, domnule, o experiență interesantă, o viață de om, subnumit de mine, subintitulat 50 de ani de luptă pentru a fi scriitor. Cu asta este pătruns jurnalul meu și cu multe altele, bineînțeles. Și se pare că e chiar o luptă interesantă, e ca un roman până la urmă. Dar, ca să încep în ordinea de pe masă, tot am vorbit despre această carte care este Curriculum Vitae 1x2, cu cele 23 de meserii. Tocmai scot a doua ediție acum, în care am mai îmbunătățit, am mai pus. Este interesant. De altfel, ca scriitor, încă mai scriu cuvântul acesta și pe coperta asta mea cu semnul întrebării. Mai vedem ce confirmări trebuie sau sunt. Deocamdată nu știu dacă am. Adică am tot felul de confirmări, inclusiv o convingere intimă că sunt scriitor, dar nu trebuie să îndrăznesc să spun prea tare, pentru că am, de exemplu, o legitimație de la USEM, Uniunea Scriitorilor Europeni din Moldova, nici nu sunt sigur cu titulatorii așa, o doamnă din Chișinău care a făcut o organizație foarte frumoasă, foarte activă. Aia este chiar o legitimație de scriitor, zic eu. Dar în sfârșit, o să mai vedem și altele. Pe următoarea carte, care este aici, este cu roșu, pentru că așa trebuie să fie un manifest, este despre justiție, cum spuneați, că problema mă frământă și de asta eram să, nu să ieșuez, dar să rămân în justiție. Nu pot să rămân în justiție și să nu fiu și scriitor, încerc să le potrivesc pe amândouă. Iar aici am scris tot felul de idei de cum ar trebui să fie justiția, pentru că, din păcate, nu prea este chiar cum trebuie. Sunt foarte multe de discutat, nu e cazul, nu e cadrul acum să o facem noi acum, dar sunt extraordinar de multe elemente. Nu v-ați făcut dușmani după ce ați editat cartea asta și a fost citită? Nu mi-am făcut prea mulți cititori în branșă. În afară branșii, cât lumea. Da, știți. Deci ce e de înțeles? Nu pot nici să-mi critic colegii, pentru că nu de la ei este problema. Problema este de la birocrații care ne conduc. Rămân și sunt convins că suntem conduși toată țara asta
inclusiv adică toate sectoarele, inclusiv justiția, de pur și simplu niște formaliști și niște birocrați îmbâxiți, dacă nu-i prea dur cuvântul și nu de CNA și de chestii de astea. Nu e. Nu e nici dur, e, mi se pare chiar, chiar puțin... Ei, prea blând. Chiar se prea poate blând. Și atunci să vă dau varianta dacă cealaltă. Dacă vreți părerea mea, pur și simplu. Păi e chiar dacă... Probabil că o să vină vremea, când noi suntem la prima emisiune, să inversăm puțin rolul, vă mai întreb și eu câte ceva, ce părere aveți, cum simțiți una alta și atunci mai discutăm, nu? Deocamdată vorbim despre dumneavoastră, despre Bun, cărțile dumneavoastră. Apropo de blândețea exprimării, v-am spus de tanti Paraschiva, cea care mi-a dat bilețelul pentru nevastă mea și m-a însurat, m-a măritat, cum mai glumesc eu. Discutând eu cu ea în niște partide de cosit și adunat pe dealul Hangului, că vă place și asta. Am făcut-o și pe asta, am câștigat și bani. Ea m-a plătit când eram student într-o vacanță, am muncit 3 zile la ea la coasă și a zis, nu se poate, îți dau bani, ai muncit ca un cosaș. Ei bine, în acele partide de coasă, evident, aveam tot felul de discuții intelectuale, cum ziceam, nu numai cu mama, ci și cu mătușa Paraschiva, și când venea vorba de justiție, zicea, cum scrie aici pe copertă unde am pus-o, portretul ei și maxima ei. Ați făcut din Sfânta Lege un rahat din aici lege. Da. Asta e mai dură, da? Da. Fac progrese. Cam așa, cam Fac așa. E o tristă realitate. Din păcate, din păcate, e o îndepărtare de cetățean. Și în justiție, și în politică, și în multe alte. Și în viața în care o trăim. Exact. Pe care o trăim, da. Asta se dezvoltă în această carte. Și va veni vremea și de alte ediții și de alte manifeste și așa mai departe. Prima mea carte, asta este. Prima mea carte este și cea mai frumoasă ca aspect. Nu e concepută de mine. Este la editura Rentrop și Straton. Este o carte de tehnică juridică, să zic așa. Ca jurist consult, pentru că am fost câțiva ani înainte de judecător, am fost jurist la CAP, am fost jurist angajat la tot fel, apropo, am fost primul jurist la firma Altex, ca să știți. Haide să nu le facem publicitate. Dar nu le fac nicio publicitate. Eu am fost primul lui jurist. Așa. Dar e ceva pentru mine ca jurist. Și din aceste experiențe am făcut o cărticică în care am încercat să învăț pe patroni cum să facă să nu greșească în principal. Uh-huh. Cum să facă un contract cum trebuie și așa mai departe. Inclusiv partea de prozator din mine a făcut ca în final, în partea a doua a cărții, să scriu și niște istorii despre câte prostii se pot întâmpla. Și a ieșit o carte de juridică și de proză. Și mai spunea domnul Straton, șeful de la editura Rentrop și Straton, care mi-a publicat prima carte foarte rapid, în 3 zile mi-a trimis contract, avans, și tot ce vrei. A zis, domnule, așa stil vinde tot. Și câte bucăți ați vins? Ați vândut? Suntem, iată, la a 6-a ediție. Oh, ce fain! A 6-a ediție cu precizarea că ultimele la Straton au fost 2 sau 3, nici nu mai știu, și restul la edituri locale și în final la editura proprie. E vorba de Asociația Mica Europa, pe care eu o să o promovez serios în timp, la care am scos de-abia 4 cărți. Prima, Manifestul pentru Lege, este la editura asta. A doua a fost această Patronă și Juristă, care a crescut între timp, vedeți, s-a mărit. Așa și pe urmă am mai scos aceste 2 jurnale la aceeași editură. Ce vreau să vă întreb, dacă cineva este interesat să vă achiziționeze cărțile, unde le găsești? Deocamdată nu prea e pus la punct acest sistem. Pe toate cărțile mele am scris pe spate toate datele posibile pe care totdeauna au fost publice și când eram judecător, telefon, e-mail și așa mai departe. Bun, dar fiind faptul că noi suntem într-o emisiune acum și poate este cineva interesat să...
Da, 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 să mă contacteze? Să mă sune, să mă caute și discutăm, sigur. Da, pentru că internetul acum este la putere și mai toate sunt în, după cum știți foarte bine, telefonul este prelungirea mâinii. Da. O găsiți pe domnul Geo Moroșanu pe internet, îl găsiți pe pagină de Facebook și mai aveți un site ceva? Sunt în formare mai multe idei care încă nu sunt cristalizate. Da. În câteva luni le punem cel mai la punct. Bun acolo îl găsiți? Le punem la punct în câteva luni. Pe Moroșanu, pe Geo Moroșanu, pagină de Facebook. Dar este aici ceva care... Vă rog. Sărim de la una la alta. O carte foarte interesantă pentru mine, adică care per în ce discutăm noi aici și în biografia mea literară, cartea despre experiența de la metrou. Ea a fost prima mea carte, am făcut o lansare, ca o nuntă a fost în 2008, cu invitați cu totul speciali. A fost Prințul Sturza, a fost deputatul Munteanu, a fost primarul Pinalti, colegul meu de an, și un salon plin la restaurant cu Ceahlău, în care am tot fel de amintiri frumoase. Ei bine, o să vedem, avem și un filmuleț făcut așa, cu exact. Și o să prezentăm filmulețul. Va veni și vremea aceea. Pe spatele acestei cărți, pe coperta 4, că tocmai am învățat pe franțuzește cum se fac aceste cărți, ei le zic quatrième de couverture. Este o fotografie a mea în grupul de fierari betoniști de la București, în care eu mi-am făcut o aură așa ca să vadă că sunt eu principalul și cel da, mai da, simpatic și așa mai departe. A fost cea mai interesantă experiență, fierar betonist la metrou. Dacă cine știe Bucureștiul, sunt destui care au mers pe acolo, cu metroul, de la Cotroceni la stația Semănătoare, actualmente mi se pare că se numește Costache Poenaru, pereții metroului, planșeul și mai știu cum se numește, jos și sus, este plin de fiare de 12 metri, gros cât mâna așa, fi 40 numeam noi, cărat de mine cu băieții și pus în operă acolo. Asta le spun eu la toți bucureștenii și le spun eu, v-am făcut metroul. Și așa este. Bravo. Și a ieșit și o carte pe care tocmai mă ocup să o scot în ediția a doua, care, la care țin foarte mult. Următoarele cărți, mai aveți încă trei. Nu mai am, că s-au amestecat. S-au amestecat. Jurnalele cele două, cele de care două. V-am spus. De care ați vorbit. Sunt okay. Aici. Și? Asta e foarte mișto. Scuzați cuvântul. Nu-i nicio problemă. Cartea unui cuplu de autori avocați din București, care include cum se cheamă, o plastografie, când copii la un la altul, sare cuvântul. Am fost plagiat, stimată doamnă. Da. Plagiat, pe bune, în cartea asta sunt 16 pagini din cartea mea, Patronul și Juristul. Asta înseamnă editura Albec, editură de prestigiu, că această editură și acești autori au găsit cu cale că textele mele merită atenție, merită chiar puțin furate. Aș! Și eu am scris editurii și editurii mai ales. N-am avut niciun răspuns, dar am scris așa. Am scris chiar în ediția mea, Patronul și Juristul, mare succes, a fost plagiată. Și am zis, bine ați făcut, pentru că înseamnă că sunt un autor de valoare, nu? Corect. Dar am întrebat așa, partea care am întrebat editura, că ei spun aici în cartea lor tot fel de interdicții, să nu copiați, copierai, nu știu, dar ei au copiat. Da. Și întreb eu, partea care mi-aparține mie din această carte, am voie să o reproduc? N-am primit niciun răspuns. Da. A doua, dacă editura consideră demn de publicare autori care se înfruptă de la mine și chiar mă oferă ca exemplu, nu cumva și eu aș merita să fiu publicat la Albec? N-am primit niciun răspuns, dar nu așa, se știe. Așa trăim noi în zilele noastre. Mai aștept. Da. Domnul Geo. Cam astea sunt cărțile mele, dar sertarul este plin și așa. Cu lucrări finalizate și proiecte și așa mai departe. Domnul Geo, vreau să vă întreb următorul lucru. Pe lângă faptul că scrieți și vă place să scrieți, că ați scris, ați spus de când ați avut un jurnal de la 12-14 ani,
Vă întreb, care mai sunt pasiunile dumneavoastră? Prea multe, din păcate. Ia spuneți, haideți spuneți. Atât de multe încât... Cele mai importante. Este riscant, este risc. Până la urmă, pasiunea de a trăi și de a aprecia tot ce e pe lumea asta. De exemplu, să merg cu bicicleta. De exemplu, să fac fotografii, am vorbit. Da, vreau să vă spun, dragi prieteni, că domnul Geo, nu v-am spus, am să las mai spre finalul emisiunii această surpriză. Domnul Geo este un ciclist înrit. Am fost de două ori la Constanța Călare, odată plecând din București, când am terminat cu metroul, din colonia de la Ciurel, unde locuiam, am lichidat tot, am pus la poștă 14 pachete cu cărți ce mai aveam și am plecat cu bicicleta spre Constanța. Am făcut o istorie întreagă, am și chiar scot o cărticică cu acele reportaje ciclo. Pe urmă, după un an, doi sau nu știu cât, am plecat din Piatra Neamț, tot așa, Tazlău, Brașov și așa mai departe, București, iar Constanța. Și acum nu mai am așa vână pentru curse lungi, dar curse scurte facem zilnic, inclusiv prin orașul Piatra Neamț. Cu ați mișcarea, participat sâmbătă. Mișcarea ciclistă. Din păcate am ratat sâmbătă asta din niște motive. Așa ați spus, că vă duceți. Am spus și nu mi-a ieșit, dar nu contează. Nu e nicio problemă. Da, mă duc singur în fiecare zi oricum. Și acum când plec de aici, acolo mă duc. Cu bicicleta prin oraș. Am mai punctat încă un hobby. Altceva, ce vă mai place să faceți? Păi, mă duc la meseriile alea. Croitorie, de exemplu. Mi-am făcut tot felul de la pantaloni până la șapcă și cort, singur. Bravo! Asta tot provenind de la mamă, pasiunea asta. Îmi place muzica, nu pot trăi fără muzică, mi-a zis o grefiera mea de la Bicaz la un moment dat, când venea la mine în birou, suna, dar și pe geam răsuna muzica până jos în arhivă, zice că, domnule, sunteți dependent de muzică. Frumos, adevărat. Frumos. Și de tot felul de muzici care sunt ritmate. Muzica ritmează viața. Apropo, suntem șoferi cu toții. Ați observat când la volan dai o muzică mai zglobie, mașina se mișcă altfel? Mhm. Uh-huh. Așa este. Așa este, da. Uh-huh. Da? Și mie îmi place asta. Muzica antrenantă. Uh-huh. Domnul Geo, și multe altele. Știu că una din pasiuni și, dragi prieteni, vreau să vă spun că am gustat și eu din această pasiune. Este ceea ce vedeți pe masă, nu știu asta. În ce măsură o să puteți vedea mai clar. Asta este o istorie, iarăși îmi vine cuvântul ăla țigănesc, care îmi place mie. E o istorie interesantă. E o istorie interesantă. E vorba de un vin care se numește Streșinică. I-am pus eu aici variantă de nume franțuzesc, pentru că altă istorie, avem o asociație care are sau cultivă relații cu Franța și așa mai departe. În fine, Streșinica aceasta vine dintr-o prietenie cu niște oameni de la Podoleni, unde ani și ani de zile cei doi frați, acum e numai unul, mă primeau în familia lor și o relație foarte frumoasă și scoteau din beci un vin de, ce vedeți aici, culoare roșu spre negru. Acum eu nu mai am voie să-l beau, dar îl fac cu drag, pentru că prietenul meu are așa o chestie, că e lene să-și culeagă via. Eu culeg eu cu Maia și cu băieții și o facem împreună vin și o dăm numai la prieteni și numai la evenimente, cum ar fi lansări și altele. Și se pare că e ceva... Bun. Da, eu vreau să vă spun, asta dragi prieteni, un lucru foarte important, care l-am lăsat așa mai spre sfârșit, pentru că o să vedeți un filmuleț pe fundalul a ceea ce vorbim noi. Nu v-am spus un secret, care nu mai este secret, dar e secret pentru noi, pentru dumneavoastră, și acum îl dezvăluim. Domnul Geo a împlinit 70 de ani. Mulți înainte. La sfârșitul lunii martie. Mulți înainte, domnul Geo. Așa, mulțumesc frumos. Ați avut o aniversare extraordinar de frumoasă, cu foarte mulți invitați, pe care ați făcut-o în orașul Piatra Neamț și care, din câte am înțeles eu, domnul Geo a primit încurajări să mai
mai facă evenimentul ăsta încă o dată. Am înțeles la Bicaz, unde dânsul a fost judecător mulți ani de zile, da. Și nu mai știu dacă la Piatra Neamț sau la Târgu Neamț, acolo unde a fost soția. Ideea ar fi mai multe, pentru că, de exemplu, noi am făcut o asemenea chestie și la Poiana Teiului. E un loc acolo la intersecții, la viaduc, cum îi zice lumea, și a fost foarte interesant. În zona Bicaz, în orice caz, ori Bicaz, Târgu Neamț, iarăși cu familia soției și așa mai departe, o să mai facem și o să lungim această aniversare tot anul ăsta. Până priviți 71. A, vedem. Și cât, după cât aceea cât mai mult. Problema e că am descoperit, lansând niște cărți, acum le-am pus cam grămadă pe masă așa, și lucrând la cărțile viitoare, am descoperit că încă trebuie să perfecționez maniera de a face cărți. Și am luat o mică pauză pentru că să lucrez acasă, mai ales coperțile au un rol foarte important și au o tehnică anume și o structură anume care, sincer, nu toată lumea o stăpânește. Impactul vizual. Bineînțeles, vizual și ca imagine și ca text pe copertă, pentru că nu e lipsit de importanță ce scrie acolo, sau ajută foarte mult dacă scrii ce trebuie și un text care să sară în ochi și așa mai departe. Și e în curs de a, sunt în curs de a învăța, de a reînvăța aceste lucruri și de a amplifica editura Mica Europa, care deocamdată se laudă cu vin. Cu vin de Streșinică, asociația, de Moldova. Asociația Mica Europa, cu vin și cu 4 cărți scoase. Planul, da, editorial este pe vreo 10 numai anul ăsta, să vedem. Din câte am înțeles eu, din ce am citit eu despre dumneavoastră, domnul Geo, am observat un lucru. Vreți ca aceste cărți pe care dumneavoastră să le scrieți să fie mai subțirele? E o idee. De ce spuneți? Se sperie lumea de o carte groasă? Bineînțeles. Da. Eu mă sperie, nu știu alții. E o idee la care țin și pe care aș vrea, aș cumva să o implementez ca o, nu știu, ca o invenție a mea, ceva în genul ăsta. Nu cred că mai citește cineva la ora asta, mai poate, mai are timp, cărți de maniera volum vorbind, Război și Pace, Don Quixote și chestii de-astea. Nu mai este timp. Despre autori români care scriu cărți de 600 de pagini, este treaba lor. Eu le-am cumpărat, dar le țin în raft. Nu cred. Deci, ce cred eu că trebuie făcut? Cartea la ora asta trebuie să fie mică, zglobie, zic eu, în sensul să aibă text și mai diferit și cu caractere diferite și cu grafică interioară. O să vedeți cărțile mele viitoare cu o mulțime de fotografii, poze, desene. Am doi desenatori geniali care mă ajută și nu vreau să lipsească din cărțile mele. Unul este domnul Mihuț, un prieten foarte bun, îl știe tot județul, că desenează zilnic la un ziar de-al nostru. Și cele mai grozave sunt portretele. Mi-a făcut niște portrete de cel mai mișto desen pe lumea asta este caricatura. Și portret caricatură, inclusiv autoportretul lui, care este absolutamente haios. Unul. Și al doilea este un domn care se numește Stahi Eduard. Puteți să-l căutați pe Facebook. O poveste formidabilă. Desenator din Chișinău. Este un om care lucrează la Ministerul de Armată, cum s-o fi numit el la Chișinău, și la un moment dat, mergând eu la restaurantul Sălcioara din Chișinău, în toaletă, ca să nu-i zic veceu, a rămas cu ochii, uite așa, pe pereți, niște desene formidabile cu tot felul de chestii, din povești, din folclor, din geniale, geniale. Ei bine, i-am lăsat această cărticică, că era într-un fel de manuscris, nu știu sub ce formă era, curriculum vitae 1 pe 2, și i-am lăsat-o la bar acolo. Eu nu m-am cunoscut cu acest om nici în ziua de azi, personal, nu ne-am văzut, și mi-a făcut niște desene geniale.
inclusiv afișul despre care vorbeam cu aniversarea de 70 de ani, care a fost foarte frumos. Da, chiar vreau să mai vorbim puțin despre această aniversare. Așa? Pentru că am văzut că ați fost... Deci e o aniversare deosebită. Eu cunosc în mediile prin care ne învârtim. Mi s-a mai zis și lansare multiplă sau ceva în genul ăsta. Ceva și? De genul ăsta. Să-i spuneți dumneavoastră cum a fost, pentru că deja ne apropiem de sfârșitul emisiunii și aș vrea să încheiem cu acest eveniment frumos. Păi să încheiem, dar de-abia începem, pentru că a fost ideea fiicei mele, Maia, care s-a ocupat de tot felul de detalii și bine s-a ocupat. A fost participarea foarte bună a Bibliotecii Județene, cu care avem o relație extraordinară și ca instituție și ca persoane și așa. Au fost invitați de marcă și buni prieteni cu care ne-am simțit foarte bine. Și a fost frumos. Ce un eveniment vezi? Nu doar aniversar, ci și cultural. A fost emoționant, evident. Și cultural. Sigur că da. Dragi prieteni, vreau să vă spun pentru cei care urmăriți televiziunea online Monitor TV că vă așteaptă o surpriză vis-a-vis de domnul Geo. Dar vă lăsăm surpriza pentru atunci când va fi posibil să și vă arătăm. Surpriză și pentru mine sau nu? Da, este... Așa. Da, domnul Geo, vreau să vă mai adresez o întrebare și am să vă rog să fiți sincer. Asta e mai greu. Asta e o glumă proastă. Eu sunt cel mai sincer, nu pot ascunde nimic. Ei, nu, bine, ok. Nu vă spun să, adică nu la modul că ați minți cumva ceea ce ați vorbit până acum, ci să vă întreb dacă ați vrea să spuneți cu ce înseamnă Maia pentru dumneavoastră. Păi ce să însemne? Un cenzor foarte bun în toate, așa, un organizator teribil cu tot felul de evenimente și colaboratorul de minut cu minut, inclusiv apropo de cărți, de coperte, de programe, de computer, de tot ce vreți. Și până la urmă a rămas și singurul reper în familie și trebuie să ne coroborăm și să facem în continuare lucruri mari. Asta e. Sunteți și... o familie frumoasă. Absolut. Vă completați foarte bine. Bineînțeles. Și vă mărturisesc că îmi place, eu admir la această familie grija care și-o poartă reciproc. Normal. De obicei, știți cum, vedeți în zilele noastre, părinții sunt într-o parte, copiii în altă parte, nu prea au... timp, grijă, mă rog, telefonia scurtează momentele de contact față în față și atunci, na, uite așa ne îndepărtăm. Și Facebook-ul ne adună inclusiv părinți și copii din camere alăturate și colaborăm frumos. Așa, de asta vă spun că admir această familie și faptul că ei sunt artiști. De exemplu, strigă la mine, vezi că a postat Gina ceva frumos. Citești de acolo. Mulțumesc frumos. Așa. Această emisiune este ca un omagiu adus acestui domn Geo. În primul rând pentru că a împlinit o vârstă și în acești ani a realizat foarte multe lucruri pentru noi toți, pentru ceea ce înseamnă a trăi în armonie. De asta l-am și invitat în emisiunea noastră. Pentru că a face ce face dânsul, ce a făcut în justiție, ce a mai făcut pe lângă, faptul că scrie, faptul că adună oameni la un loc, asta este un lucru foarte important. Și pentru mine, cel puțin, înseamnă foarte mult. Așa că, dragi prieteni, dacă vreți să vedeți viața lui Geo, puteți să-l căutați pe Facebook și să-l găsiți acolo. Eu vă spun sincer că sunt încântată și onorată că l-am avut în emisiune și o să mai fie și alte emisiuni. Dar deocamdată spun mulțumesc, domnul Geo. Mulțumesc frumos, onoarea este și de partea mea și vreau să spun un singur lucru în bifurcat cumva. Apropo de cititorii mei, am niște reacții foarte drăgălașe și apropo de cei pe care i-am judecat în decursul anilor,
am niște feedback-uri absolut emoționante. Nu mulți se pot mândri cu așa ceva, sincer. Dacă spuneți asta, și de ce, să-l spuneți și de ce. În primul rând că am vorbit pe limba lor. Așa. Și la căuzași din justiție și la cititori. Se coroborează. Da. Și în al doilea rând, pentru că am dat cu ciocanelul așa cum trebuie, cred eu, și nu cum îndemnau anumite formalisme și anumite tot felul de excepții și reguli, unele exagerate din legislație, justiție și așa mai departe. Felicitări, domnul Geo, pentru mulțumim întreaga frumos viață. L-ați urmărit în emisiunea Viață în Armonie pe domnul Geo Moroșanu și îl aveți aici. Îl veți putea vedea în continuare pe Facebook și dacă sunteți din Piatra Neamț și vreți să-l cunoașteți, vă spun că nu o aveți de câștigat, doar de câștigat. Pentru că emisiunea noastră se încheie aici, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru faptul că ați fost prezenți alături de noi. Să nu uitați că această emisiune este îngăduită de Dumnezeu și îi mulțumesc întregii divinități pentru asta și să nu uitați faptul că Dumnezeu ne iubește și este iubire, iar noi, la rândul nostru, este atât de important să ne iubim pe noi și să iubim pe semenii noștri. Așa, dragi prieteni, vă doresc zile frumoase, în iubire, pace și armonie. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube Viață în Armonie și să apăsați clopoțelul ca să fiți la curent cu fiecare emisiune nouă. La revedere! La revedere! Cu stimă, sora română!